cerut ajutorul jandarmeriei, presa, vă face ceva din moment ce vă păzesc așa tare? Nu, cred că le drag de mine. A, acum plecați acasă? Am o relație foarte bună cu jandarmeria și am colaborat foarte bine interinstituțional și de asta poate că din prietenie. Flancat de jandarmi, șeful Direcției de Sănătate Publică Galați, Valentin Boldea, a părăsit sediul DIICOT, declarând că procurorii i-au adus la cunoștință învinuirile. Ce vi s-a spus? Deci, calitate de învinuit la acuzația de complicitate. Nu, deocamdată nu. Și unde mergeți acum, domnule? Acasă. Veți fi chemat mâine? Mi s-a spus să vă veniți la DIICOT sau? Nu, deocamdată mi s-a prezentat doar acuzația și calitatea pe care o am în dosar. În rest, mi s-a urat o seară plăcută. Înainte de a fi adus la sediul DIICOT, Valentin Boldea a petrecut mai multe ore la sediul Inspectoratului Județean de Poliție. Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineața la locuințele fraților Boldea, precum și la sediul Direcției de Sănătate Publică Galați. În acest caz mai sunt învinuite alte 4 persoane care ar fi obținut finanțare nerambursabilă pentru lucrări de amenajare și modernizare a unor obiective din Galați, folosind 8 firme fantomă pentru a deconta facturi supraevaluate.